ținti feații, lantați smăreaște, la daule le-a vrută, la daule. Smărați, avem istorii mari, avem cântiți tivigliari, așiți, vași șteare. Da. Și când cluțâții care nu cânță, vă logărșește. Și în viața care nu bași, va te agrășească. Să știi. Înțelegeți? Dumneavoastră, un grup de dansatori, ansamblu profesionist Baladele Deltei, Tulcea, solist vocal Costel Atanasov.
Această ocazie vreau să mulțumesc familiei mele care a fost de-a lungul timpului și este permanent alături de mine și mă sprijină în tot ceea ce fac, colegiul de școală, ansamblului a Român Dor și bineînțeles tuturor celor care mă sprijină permanent. Vreau să invit pe domnul președinte al Comunității Românilor din Canada pentru a-i spune două cuvinte. Bună seara, doamnelor și domnilor, mă numesc Gheorghe Irimia și sunt președintele Centrului Comunitar Român și vreau să spun că am intrat în această acțiune cu mare plăcere ca în celelalte acțiuni pe care le-am făcut și asta datorită doamnei doctor Corina. Eu îi spun, pentru că sunt un econom și la vorbă, și la banc, și la tot, îi zic doamna Cori. Bun. Vreau să vă zic că, pe cuvântul meu, sunt, uite așa, totul m-a furnicat de emoție. Eu știam comunitatea macedoneană datorită faptului că m-am născut în Megidia, în fața mea, în spatele meu, mai la vale, macedoneni. Deci am început să învăț câteva cuvinte, țadarului. Ok, am uitat acum vreo 50 ore, acum mai mult. Bun, vreau să felicit pe domnul Carmacan pentru seara superbă pe care a făcut-o și pentru toate reușitele, dar absolut toate reușitele pentru crearea acestei cărți. Pentru că această carte nu poate fi făcută de azi pe mâine și nu poate fi făcută dacă cumva nu este în nucleul comunității. Și vreau să felicit și pe domnul primar că e alături trup și suflet și cum bine știm și foarte bine știm, pentru că a crea o casă trebuie să ai o temelie. Nu poți să o începi de sus până jos. Această temelie eu găsesc că a fost făcută în crearea acestei cărți și acestei serate frumoase, a fost creată pe jumătate. Pe jumătate de domnul Caimacan și pe jumătate de domnul primar. Vreau să zic că, într-adevăr, a fost o seară ca în vise. Am auzit pe aici, pe undeva, că s-a zis, da, într-adevăr, ca în vise. Și repet și sunt de acord cu aceste cuvinte. Și vreau să vă spun că eu am participat când am fost mic, pentru că am avut vecinii macedoneni la nunți. Dar eu nu am știut că mai aveți și aceste danțuri superbe, care la un moment dat începusem să mă antrenez un piculeț, pentru că ultimul dans, dacă nu poți să
dacă cumva nu exagerezi sau nu te naturezi ideea, dar se asemăna cu un fel de geam paralel. Numai că era un pas mai în față și în rest toate erau asemănătoare. Și m-a antrenat involuntar, nu știu, inconștient, nu sunt chiar așa, dar vă spun, senzația a fost spectaculară. Bun, nu vreau să vă plictisesc, felicit pe domnul Caimacan, pe domnul primar, pe domnul prieten. Bun, mulțumesc foarte mult. Sunt copleșit și pot să spun că plec de aici cu un bagaj mare de cunoștințe pe care l-am acumulat numai astăzi despre comunitatea românească. Și am pe prietenul meu acolo, Haiducul Haiduc. Dulcilor, pe doamna doctoriță privighetare armânilor, îmi cer scuze, și mulțumesc foarte mult. Bună seara! Vreau de asemenea să mulțumesc pentru sprijin care mi-l acordă Orchestra Badei Deltei Tulcea, domnul acordionist Carapale Gheorghe, care este alături de noi întotdeauna și un bun armonist. De asemenea, îl amintesc pe domnul Marinescu Nicolae, care nu mai este printre noi și care timp de peste 10 ani de zile a fost alături de noi și mulți alții care ne-au sprijinit. Și cum este obiceiul la român, vă invit pe toată lumea înăuntru, în Casa Avramide, pentru a gusta o țuică armânească, dobrogeană, bineînțeles, și o plăcintă dobrogeană făcută de familia mea. Vă invit înăuntru în sală, mai discutăm acolo tot felul de lucruri care sunt importante. Vă mulțumesc mult, mult, mult de tot pentru această seară. Și dacă mai e cineva care vrea să vorbească, sau care nu au cărți, vă invit să vă dau cărți.